Haide, haide! Haide! Nu te-ai gândit prea mult, Alina? Alina, numără până la 3. Hai că poți, dă-i! 3 și... Ia-i în brață, ia-i în brață, pupă-i, e ok. Hai, vino lângă mine, felicitări. Mulțumesc mult. Să știu ce ești impresionat. Spune-mi și mie de ce ești emoționată. Așa cum am spus, mi-e frică de înălțime. Asta am înțeles. Și, e o treabă care ți se trage din copilărie sau... De unde e frica asta de înălțime? Da, de mică n-am putut să fac asta. Sincer, te aplaud că ți-ai depășit această frică. Da, pot să zic că a fost a treia oră când am sărit de la 5 metri. Și e foarte bine, bravo. Noi știm că această săritură s-a făcut pentru că a pierdut un pariu cu Larisa și am fost obligate să sărim de la 5. De asta a ajuns să sară de la 5 și a făcut-o extraordinar. Felicitări, bravo, mulțumesc, bravo. Mulțumesc! Bravo. Mulțumesc mult! Eu voiam să spun că deși a plecat super emoționată pe platformă, mi s-a părut că a scăpat de emoții și că a sărit foarte bine. Mie așa mi s-a părut, nu? Da, într-adevăr, felicitări. Mulțumesc. Ți-ai depășit teama de înălțime, cu siguranță. Nu vorbesc doar în numele meu, vorbesc în numele tuturor din această sală. Suntem mândri de voi toți că ne-ați reprezentat și că aveți rezultatele extraordinare pe care le-ați obținut. Este o mândrie pentru noi să vă avem în această emisiune și vă felicit pe toți. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc. Hai să ne uităm! Ne uităm la o reluare? Da. Hai să vedem! Bravo, Alina! Puțină apă! Bine! Cum ți-a părut? Ok! Pot să zic că bună față de celelalte, da? Cred că una dintre cele mai bune. Da? Da, ce-am văzut acum. Pe atunci, hai, curioși să aflăm ce părere a avut juriul. Vrei să începem cu profesioniștii? Da. De la profesioniști la profesioniști? Da. Bun. Clara. Îmi face o deosebită plăcere și sunt foarte mândră că am ocazia și onoarea să te jurizez în această seară. Mulțumesc frumos. Te-ai dezechilibrat puțin, ai depărtat picioarele și ai îndoit puțin genunchii. După ce te-ai desprins din platformă, te-ai echilibrat și ai avut o execuție destul de frumoasă la intrarea în apă. Te felicit, bravo! Mulțumesc frumos! Bravo! Ca să îndulcim puțin treaba, uite, îi dau microfonul lui Nathan Ticu. Și mie mi s-a părut foarte dubios că te-am văzut de atâtea ori la televizor luptând și n-aveai nicio frică. Și te vedeam aici așa, știi, fluturând. Dar să știi că soția mea are frică de înălțime și... Ea nu cred că ar fi sărit și apreciez foarte tare curajul tău și te felicit pentru că ai reușit și a fost o săritură reușită din punctul meu de vedere. Bravo, Alina, pentru toată activitatea ta și mai ales pentru ceea ce ai făcut aici. Mulțumesc mult, mulțumesc. Neamărin? Faptul că aici familia lângă tine, copilașul, eu cred că ți-ai învins frica și cei de acasă o să fie mândri că te-au văzut că ai sărit de la... 5. Mulțumesc. Mulțumim mult, Neamărin. Vorbește frumos. Neamărin, vorbește frumos. N-ai ce să-i faci. Iulia.
Nu am crezut niciodată în egalitatea unui sport jucat între femei și bărbați la aceeași categorie. Sunt unele sporturi care se aseamănă mai mult cu săriturile în apă și altele mai puțin. Am văzut astăzi că și campionii se tem câteodată. Mi-a plăcut curajul tău și îmi place în primul rând că, dincolo de faptul că ești o campioană, alegi să lupți pentru alte femei și să le inspiri. Și pentru asta cred că meriți mult mai mult decât o medalie. Mulțumesc, mulțumesc. Frumos. Băi. Păi, am putea să începem, să începem cu notele. Și pentru că cu Iulia am vorbit ultima oară și a vorbit foarte frumos, te-aș lăsa să dai nota secretă, să încep tu. Neamărin? 8,5. Să vedem ce spune Clara. 4,5. Ok. Natanticu. 5. Asta e om bun, mă. Frumă, asta e om bun. Grande Natanticu, zice, da? Da, lui Marian. Avem un total de 22 de puncte și avem o notă secretă. Bravo, Alina. Îți mulțumim mult de tot. Puși la canapea, relaxează-te, microfonul mie. Mulțumim bravo, mult. Alina. Bravo, Alina.